12 ianuarie. Împărțirea. Geneza 11 de la 1 la 9 și Fapte 2 cu 1 la 21. Îți plac bananele? Eram sigur că-ți plac. Pe vremea comunismului, eu mă întâlneam foarte rar, chiar și cu o portocală. De grefuit, nu mi-amintesc nimic. Multe din produsele pe care le vezi pe rafturile din supermarketuri, acum nu mi erau cunoscute atunci. Sistemul comunist mă condamnase să stau în țara mea ca într-o închisoare. Ochii mei nu se puteau înfrupta cu frumusețea bobocilor de pe crengile de migdal. N-am văzut zborul ca un dans al celei mai mici dintre păsările create de Dumnezeu. E superbă pasărea colibrii. Pare doar o insectă, mie mi era interzisă. Când am ieșit prima dată din țara mea și am văzut atâtea lucruri plăsmuite de Dumnezeu în zeci și mii de forme, inima îmi vibra ca o vioară sub arcușul unui maestru. Ce trist este să ai un conducător de țară cu inima de piatră. Cam la 200 de ani după potop, se pare că oamenii de felul acesta erau mai mulți și aveau mare influență. Câțiva dintre ei, care erau mai aviți de putere, ziseră: nu este bine să ne împrăștiem pe toată fața pământului. O să ajungem să nu ne mai cunoaștem între noi. Haideți, oameni buni, să ne facem casele aproape una de alta sau chiar una peste alta, să locuim ca frați. Zidim aici un turn înalt care să zgârie cerul și să fie văzut până departe, iar în jurul lui și chiar în el ne vom zidi case, dar să nu ne despărțim. Nu-i poți opri pe oamenii care vor să se mute. Pământul este gol, de ce i-am înghesuit pe toți într-un loc? Uniți vom fi mai puternici. La ce ne trebuie să fim mai puternici? Păi putem zidi un turn foarte înalt. Numai împreună se poate face asta. Dar la ce avem nevoie de un turn înalt? Ne vom face un nume. În fața cui? Chiar nu înțelegi? Eu cred că se cuvine ca cel mai deștept dintre noi să fie văzut altfel. Vrei să spui că am putea unii dintre noi să devenim conducătorii celorlalți? De ce nu? Se poate ajunge la violența de dinainte de potop. Nu, violența aceea a fost o mare greșeală, o poftă nebună de a ucide. Oamenii trebuie exploatați, nu uciși. Și cum planul câștigă tot mai mulți adepți, într-o zi, turnul începu să urce spre cer. Aș vrea să ții minte câteva porunci date de Dumnezeu până acum. Oare le mai știi? Una a fost scrisă pe fruntea lui Cain. Era un semn care spunea să nu ucizi. A doua era ascunsă în blestemul rostit de Noe. Am învățat-o abia ieri. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Acum era nevoie de a treia poruncă, să nu exploatezi. Dacă planul oamenilor se va îndeplini, răutatea de dinainte de potop va umple iar pământul, zise Dumnezeu. E de groază. Ce voi face dacă... Eu nu mai vreau un potop. Am jurat că nu va mai fi unul. Știu ce am să fac. Le voi încurca limbile. Voi face o mică modificare în structura minții lor, în așa fel încât să gândească foarte diferit unul față de altul și nu vor mai putea zidi. Dar asta nu-mi place, zise cineva pe care mi-este greu să ți-l descriu, deoarece părea a fi clar o altă persoană, dar se comporta ca și când ar fi fost doar conștiința celui ce crease totul. Știu, zise el iarăși, dar suntem nevoiți să alegem dintre două rele.
Apoi vom face ca acest rău să se transforme într-un mare bine. Mintea omului va fi provocată să facă eforturi mult mai mari spre binele ei. Într-o zi vom repara această stricăciune și vom da lumii o nouă sărbătoare pe care unii o vor numi cincizecime, iar alții rusalii. Așa au ajuns, dragul meu copil, oamenii să vorbească atât de multe limbi în timp ce zidirea lor a eșuat. Multe dintre aceste limbi au murit în timp, dar până azi au supraviețuit în jur de 7000 dintre ele. Oamenii fură nevoiți să se împrăștie pe toată fața pământului, ajungând să cultive migdalul, portocalul, măslinul, dar și caisul, mărul sau cireșul. Așa se dezvoltară turismul și comerțul. Oamenii învățară să-și supună toate animalele sălbatice, iar mintea lor începu să lucreze la tot felul de invenții. Mâine vom merge mai departe cu povestirea noastră pentru a vedea urmările acestei încurcături numită Turnul Babel. Până atunci, nu uita să pui pasnicii la postul lor. Repetiția te va păzi de uitare și de efectele ei. Noapte bună!